Premierul slovac Robert Fico, Fico, a făcut primele declarații de după tentativa de asasinat. El a fost operat din nou, iar ulterior a fost vizitat de președintele țării pe patul de spital. Medicii premierului slovac au dat și informații noi despre starea lui de sănătate, iar autoritățile au dezvăluit detalii despre cel care a încercat să l asasineze. Premierul slovac Robert Fico a fost vizitat pe patul din spital de către președintele țării, Peter Pellegrini. Tot acesta a precizat în fața presei și că premierul își amintește tot ce s-a întâmplat și că a fost surprins de viteza cu care totul s-a întâmplat. Știa totul, că a primit primul ajutor, că a fost transferat de la Handlova cu elicopterul la Banska Bistrița, că a fost tratat de echipele medicale de urgență și că a fost sedat în sala de operație. Până atunci a fost conștient. Tot președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a mai precizat și că șeful guvernului a scăpat de moarte pentru că dacă gloanțele ar fi lovit cu câțiva centimetri mai aproape de alte organe vitale, am fi vorbit despre ceva diferit. Am avut voie să vorbesc cu el doar câteva minute pentru că starea lui de sănătate chiar necesită liniște. Anterior, premierul Robert Fico a fost opera din nou la într-o operație ce a ținut două ore. A fost a doua intervenție chirurgicală la care a fost supus premierul slovac după tentativa de asasinat. În prima operație care a durat 5 ore, medicii i-au oprit hemoragia provocată de unul din guanțele care i-au străpun stomacul. Astfel că, potrivit medicilor care l-au tratat, starea lui Robert Fico se menține gravă, dar stabilă. Autoritățile slovace au dezvăluit și noi informații despre cel care l-a împușcat pe premier. Juraș Cintula provine dintr-o regiune cu șomaj ridicat din cauza închiderii minelor de cărbune în timpul guvernelor anterioare conduse chiar de către premierul Robert Fico. În decembrie 2023, el a participat la mai multe proteste antiguvernamentale, iar în trecut a răspândit mesaje ultranaționaliste și rasiste. Atacatorul urmează acum să fie pus sub acuzare pentru tentativă de crimă cu premeditare.